În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu tău. Iată, Domnul va veni și toți sfinții Lui împreună cu El și va fi în ziua aceea lumină mare. Păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite zile voastre, părinți concelebranți, dragi seminariști, persoane consacrate, iubiți credincioși! Cu emoție și cu venerație ne îndreptăm astăzi gândul nostru, soțit de rugăciunea preacuratei Fecioare Maria, pentru episcopul nostru Anton, ca el să se bucure în veci de slava lui Dumnezeu pe care l-a urmat, să fie acolo mereu păstorul cel bun alături de Iisus, păstorul cel bun, să ne ocrotească pe noi în drumul nostru, arătându-ne mereu exemplul Său, iubirea Sa. Ne unim în rugăciune astăzi când se împlinesc 62 de ani de la moartea episcopului nostru în închisoarea din Sighetul Mărmației. Ne unim cu toții cei de aici din catedrală, cei care sunt uniți cu noi pe calea internetului, și cu toți credincioșii noștri din întreaga dioceză, vrând să-i aducem lui Dumnezeu mulțumire pentru acest păstor al nostru. Ne rugăm și în cinstea Sfântului Anton de Padova, ca el, Sfântul Minunilor și Sfântul Iubirii față de aproapele, să facă ca și noi să avem, după exemplu episcopului nostru, o credință vie și o iubire adevărată. Ne dispunem acum, cerând iertare lui Dumnezeu, ca să oferim din inimi curate rugăciunile noastre, celebrând jertfa Sfintei Liturghii. Cerem iertare pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai vestit până la marginile pământului mântuirea ta, dă-ne, te rugăm, harul să așteptăm cu bucurie slava nașterii Fiului tău, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu tine și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectură din cartea profetului Isaia. Așa spune Domnul Dumnezeul vostru: mângâiați, mângâiați-le pe poporul meu. Vorbiți la inimă Ierusalimului și spuneți-i că suferința lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublul pentru păcatele sale. Un glas strigă: în pustiu pregătiți calea Domnului, îndreptați în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru. Orice vale va fi înălțată, orice munte și orice deal vor fi nivelate. Ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colțuros va fi netezit. Atunci se va descoperi gloria Domnului și toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice: strigă! Dar a răspuns: ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată frumusețea ei este ca floarea câmpului. Iarba se usucă, floarea se ofilește, pentru că Duhul Domnului suflă peste ele. Cu adevărat, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea se ofilește, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pentru totdeauna. Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului. Ridică-ți cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului. Ridică-l, nu te teme. Spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru. Iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și brațul lui stăpânește. Iată, răsplata lui este cu el și faptele sale sunt înaintea lui. Ca un păstor își va paște turma, cu brațul lui va aduna mieii și va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă. Cuvântul Domnului. Domnului toți locuitorii pământului, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mânătuirea Lui. Domnul e păstor. Este
vestiți printre neamuri gloria Lui, tuturor popoarelor minunile sale. Spuneți printre neamuri, Domnul stăpânește, El va judeca popoarele cu dreptate. Cerurile și să se veselească pământul, să vuiască marea și tot ce cuprinde ea, să se bucure câmpiile și tot ce este pe ele, să tresaltă de bucurie toți copacii pădurilor. Domnul e păstor. Se bucure în fața Domnului care vine, pentru că vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele în adevărul său. Domnul e păstorul ziua Domnului, iată El vine să ne mântuiască. Să fie cu voi. Și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp Iisus le-a spus discipolilor Săi: ce părere aveți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una dintre ele, oare nu le lasă pe cele 99 pe munte și se duce să o caute pe cea rătăcită? Și dacă se întâmplă să o găsească, adevăr vă spun că se bucură pentru ea mai mult decât pentru cele 99 care nu se rătăciseră. Aceasta este voința Tatălui vostru care este în ceruri, să nu se piardă niciunul dintre aceștia mici. Cuvântul Domnului.
Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Preasfințite zile voastre, părinți concelebranți, dragi frați și surori în Hristos. Mângâiați poporul meu. Vorbiți la inimă Ierusalimului și spuneți-i că suferința lui s-a terminat. Această chemare pe care o întâlnim astăzi în prima lectură este o concretizare a ceea ce a voit să facă și a făcut episcopul nostru, pe care astăzi îl amintim cu atâta iubire, prețuire și respect. A voit ca prin viața sa și alegerea sa să fie cu adevărat unul care mângâie poporul, îndeplinind acea misiune pe care Dumnezeu i-o încredințase. A voit să fie glasul celui care strigă în pustiu. A voit să fie păstorul cel bun, care se interesează de oile sale. Numai că a voit acest lucru, dar a și demonstrat, dându-și viața pentru oile sale, dându-și viața pentru noi, imitându-L întru totul pe Iisus, cel care astăzi se prezintă în Evanghelie, sub imaginea pe care am ascultat-o, cu aia pierdută, cu cea care este rătăcită pentru a o salva, a o mântui. Și pentru ea Iisus și-a dat viața. Și pentru noi Iisus a voit să facă acest lucru și l-a făcut oferindu-se pe sine. Și acest lucru a voit să-l facă episcopul nostru martir, erou, mărturisitor, păstor, păstorul cel bun. În comentariile care se fac astăzi pentru aceste lecturi există un exemplu cu câțiva păstori care se întorceau de pe munte acasă cu oile lor și s-a întâmplat să fie o cădere de zăpadă, o avalanșă, acoperind majoritatea oilor. Păstorii, spune această istorioară, au scăpat, dar au fugit. Numai unul s-a oprit și a început cu toată forța să împrăștie zăpada, scoțând de sub zăpadă oile acoperite, vrând să le dea viață. Și n-a încetat, spune această istorioară, cât a putut. Cu mâinile sale, prin frig, singur, pentru că el era păstorul acelor oi. El era stăpânul. Și în urma acestui curaj al său, spune istorioara, mâinile i-au degerat. Lucrând atâta timp în zăpadă, dar a redat cu acele mâini viață la o mulțime de oi care erau acoperite de avalanș. Ajungând la spital, medicii au constatat că n-au ce să-i facă decât să-i taie degetele. Și așa au făcut. Și l-au întrebat, de ce ai făcut acest lucru? Pentru că le iubeam, le-am iubit, sunt oile mele. Acest exemplu, în lumina textelor pe care noi le-am ascultat cu păstorul cel bun,
îl poate caracteriza atât de bine pe episcopul nostru Anton Durcovici, pe care l-am amintit astăzi cu bucurie, recunoscut de Sfântul Părinte Papa Francisc drept martir și fericit al bisericii noastre. Acest exemplu îl poate caracteriza cu adevărat pe el, care nu numai mâinile, degetele și le-a oferit, ci întreaga sa viață, chiar viața sa murind pentru noi. Sigur că vom avea astăzi ocazie să auzim mai multe, și nu numai astăzi, în întregul an bisericesc pe care l-am început, dedicat imaginii și mesajului episcopului nostru Anton Durcovici, de fericită amintire. Anton Durcovici, păstorul cel bun, care și-a dat viața pentru oile sale. Mă bucur să vă prezint, poate pentru prima dată, un document pe care l-a scris cu mâna sa episcopul nostru Anton Durcovici, la câteva zile după ce a fost numit, 30 octombrie 1947, de către Sfântul Părinte Papa Pius al XII-lea ca episcop de Iași. Aceste rânduri scrise cu mâna lui, care reprezintă de fapt un testament, care de fapt sunt pentru noi o comoară, un mesaj, le numesc relicvie a episcopului nostru, sunt scrise pe 3 noiembrie 1947 la Timișul de Sus. Și multe gânduri și-a notat el atunci, între altele, a scris și așa, prome ipso, pentru mine însumi, câteva gânduri. Nu am râmbrit niciodată demnitatea de episcop. Se știe ce umilință avea și ce respect avea pentru această misiune. Dimpotrivă, când un an și jumătate înainte era vorba de așa ceva, m-am împotrivit în interiorul meu și am căutat să fug oarecum ca și Iona. Acum, când Iisus Domnul, prin Sfântul Părinte, locțuitorul său, a dispus astfel și mă cheamă pe mine nevrednicul, ca odinioară pe apostol, primesc din ascultare și cu mare încredere în Cel ce m-a chemat. Voi porni acolo unde mă trimite El, fiind sigur că ajutorul său nu-mi va lipsi. Același Dumnezeu atotputernic care a trimis pe Moise îmi spune și mie, ego erotecum, eu voi fi cu tine, ego sum qui sum, eu sunt cel ce sunt, sic dices filiis Israel, așa să le spui fiilor lui Israel, qui est misit mi ad vos, cine este, cel ce este, m-a trimis la mine pe voi. În cartea Exodului, capitolul 3. După ce face această reflexie și dă acest asentiment într-o profundă reflexie, spune, Doamne Iisuse, învață-mă pururea să fac voia Ta și dă-mi putere să săvârșesc tot ceea ce-ți place Ție. Trimite-mi și mie Duhul Tău Sfânt, care să mă lumineze și să mă întărească și să mă călăuzească în toate zilele. El să mă ajute
ca să îndeplinesc cum se cuvine slujirea de învățător, păstor și mare preot al poporului credincios. Fecioară preasfântă, Maica preiubită a lui Iisus și Maica mea, eu, nevrednicul tău copil, aștept de la tine cu toată încrederea că vei fi necontenit cu mine, ducându-mă de mâna ta și împărțindu-mi toate harurile mari și mici de care am nevoie ca să împlinesc ceea ce Fiul tău mi-a poruncit și așteaptă de la neputința mea. Sfinte Iosife, puternicul cotitor al eparhiei de Iași, sfinților îngeri păzitori și sfinților protectori, ai tuturor acelor ce-mi vor fi încredințați, ajutați-mă cu rugăciunea voastră. În momentele grele, aduceți-mi aminte că nu sunt singur, oricât de mult ar părea a fi altfel, ci că voi toți sunteți mereu de partea mea, pentru că eu voiesc să fiu totdeauna cu voi, în a lăuda și proslăvi pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, împreună cu preavrednica de cinste, Sfânta Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria. Aceste cuvinte, care dau dovadă de o umilință și de o încredere profundă în Dumnezeu, sunt un crez la multe alte expresii pe care El le-a făcut, pe care ni le-a lăsat înainte de a începe misiunea sa, știind cât este de grea această chemare și încrezându-se cu totul ajutorul lui Dumnezeu care l-a chemat și l-a trimis să vestească și el poporului adevărata eliberare, pacea și mântuirea. Și știm că a făcut-o cu atâta însuflețire. Știm cu adevărat că el a fost un erou, un sfânt, unul care a știut să demonstreze pe viu iubirea față de oameni, față de seminariști, față de preoți și față de poporul nostru. Știm că El pentru noi și-a dat viața, pentru aceea noi îl prețuim. Și îi primim acest mesaj, această chemare, această încredere care ne-o dă, această veste care El ne-o prezintă ca un ajutor puternic pe care Dumnezeu îl oferă celor ce se încred într-uns și această chemare de a fi și noi vestitori a Evangheliei sale, a iubirii sale, bun păstor care își dă viața pentru oile sale. În această seară, făcând memoria trecerii lui în casa Domnului, întărit cu Sfintele Sacramente și asistat de Maica Sfântă, așa cum am văzut și într-o reprezentare aici dramatică a vieții sale, Maica Sfântă, care l-a însoțit mereu, l-a însoțit și în ultimele clipe, pentru a primi răsplata slujitorului credincios, martirului Anton, episcopul nostru, păstorul cel bun care și-a dat viața pentru oile sale. Mângâiați-l pe poporul meu, vorbiți la inima Ierusalimului, spuneți că suferința lui s-a terminat, că nelegiuirea a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului,
a fost ocrotit de mâna Domnului și eliberat de păcatele sale. În zilele voastre, dragi și iubiți credincioși, dragi seminariști, primim în această seară, când amintirea episcopului nostru, o chemare ca să încercăm și noi, cu forțele noastre, mai ales cu încrederea în ocrotirea Maicii Domnului, a Sfântului Iosif, o misiune de a-L vesti pe Cel care vine la noi, pe Cel care ne eliberează, pe Cel care ne aduce pacea, care ne aduce curajul, pe Iisus Mântuitorul nostru. Lui să fie cinste și slavă pentru darurile pe care le-a dat, mai ales pentru darul episcopului nostru Anton, martir și fericit. Amin. Fraților preiubiți, însuflețiți de credință, așteptăm cu bucurie venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul mult dorit. Să implorăm cu încredere, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a Sfântului Anton, harul său pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, învrednicește-ne ca prin rugăciune și pocăință să întâmpinăm cu pace și bucurie nașterea Ta preasfântă. Te rugăm, ascultă-ne! Revarsă harul Tău asupra Sfântului nostru Părinte Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Petru și asupra tuturor păstorilor Bisericii Tale, ca ei să ne călăuzească spre mântuirea adusă de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le conducătorilor de popoare dorințe de pace și ajută-i să le ducă la îndeplinire. Te rugăm, ascultă-ne! Încălzește cu bucuria venirii Tale inimile celor bolnavi, sărmani și părăsiți și îndreaptă spre ei iubirea și grija credincioșilor Tăi. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne harul ca așteptarea venirii Tale în slavă să fie pentru noi izvor de fapte bune și îmbolt spre sfințire. Te rugăm, ascultă-ne! Primește sufletele răposaților noștri în strălucirea luminii Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Doamne, vino cu bunătate în ajutorul poporului care Te cheamă și înflăcărează-i râvna de a se pregăti să întâmpine venirea Ta, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru, Iisus Hristos. E la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit orânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire în stălcirea măririi sale să primim în cele din urmă în lumină deplină cele făgăduite pe care acum venind în credință îndrăzim să le aștept. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale zicând fără încetare. Ești, Doamne, izvorul toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, că ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind la tatu cenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
mișterul credinței, moartea și învierea ta, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai vrednici să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Să minte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francesc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată, tot demnaste porunca Mântuitorului și povățuiste învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecii. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Cătămelul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul.
și adevărul, vă chem să mă urmați pe mine până la moarte, vă îndemn să mă ascultați. Să ne rugăm. Destulați fiind cu această hrană sufletească, te rugăm cu umilință, Doamne, ca prin participarea la tainele sfinte să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzuim spre cele cerești, prin Hristos Domnul nostru. În această zi atât de importantă pentru noi și pentru dieceza noastră, acum, în câteva minute, va urma o lansare a unei cărți.
De fapt, va vorbi de la Părintele Ștefan Lupu și e vorba despre cartea În umbra crucii, o colecție de multe documente despre preasfințitul Anton Durcovici. După binecuvântarea de la Sfânta Liturghie, vom coborâ și invit tineri într-un mod deosebit la subsolul catedralei, în aula mare, pentru o conferință, zic eu, și actuală și importantă despre curăția tânărului de azi. Excelențele voastre, cucernici părinți, iubiți credincioși, vă rog să-mi permiteți să prelungim cu câteva minute această comemorare liturgică pe care am făcut-o pentru episcopul nostru martir, Anton Durcovici. Și prelungim această comemorare cu moment cultural-artistic pregătit de comunitatea seminarului nostru diecezan de aici din Iași. Să, înainte de a invita corul seminarului să intoneze cântarea pregătită pentru acest moment, aș dori să introduc acest moment cu o istorioară, cu constatarea unui înțelept care într-o zi a mers pe malul mării, de acolo de unde plecau navele pe mare. Și a văzut într-un loc o navă proaspăt vopsită, care se pregătea să plece pe mare. Marinarii erau toți pregătiți, prietenii, rudele îi înconjurau și cu toții le urau să aibă drum bun, succes în drumul lor pe mare. Într-o altă parte a văzut că de pe mare se întorcea o navă. Era roasă de apa mării și marinarii erau obosiți, arși de soare. Dar acolo nu erau prea mulți care să-i aștepte. Și atunci acest înțelept a făcut următoarea constatare. Cât de ciudată este această lume! Aceștia care pleacă pe mare sunt însoțiți de atâta lume, dar cine știe dacă ei se vor întoarce sau cât se vor întoarce de pe mare. În schimb, aceștia care se întorc de pe mare victorioși, că au înfruntat furtunile, au învins valurile mării și iată se întorc acum acasă, sunt atât de puțini care îi așteaptă. Ieri am avut aici sărbătoare, 17 marinari tineri se pregătesc să plece pe marea slujirii diaconatului și a preoției în Via Domnului. Astăzi celebrăm întoarcerea în port a unui vașnic marinar, episcopul Anton Durcovici. Ieri catedrala era plină, astăzi sunt mai puțini, dar suntem siguri că episcopul Anton Durcovici a fost așteptat în port de ceata sfinților care i-au pus pe cap și coroana martirilor a învingătorilor. De aceea, începem acest moment cultural-artistic cu cântarea Cu toții să aducem. Este un cântec al cărui text a fost pregătit de Părintele Claudiu Dumea, iar muzica de Părintele Eduard Soare. Veți asculta în prima audiție, în premieră, această cântare. Thank you.
continuare, studentul Alexandru Percu va recita poezia Păstorul, scrisă de părintele diacon Petru Ciobanu. Este frig, cumplită iarnă peste biata Românie, nici o rază de speranță, nici un fulg de bucurie. Peste tot e numai frică, umbră rece de teroare, necredința-i la putere, Domnul zace în închisoare. Crucea-i bat zocorită și cu ură-i călcată, steaua în locul ei e pusă și drept idol declarată. Dumnezeu e dus la moarte, comunismul e credință, el cu forță se impune printre plâns și suferință. El e Dumnezeul vostru și spre Lenin se arată, lui se cuvine slavă, Stalin este al vostru tată. Marx și Engels vă sunt sfinții, lor să le cântați mărire, capitalul-i cartea sfântă ce va duce mântuire. Cine ar avea curajul noii forțe să se opună, care are drept de viză necredință prin minciună? Cine ar avea speranța fermă și năstrămutată să reziste stelei roșii, sumbră și însângerată? Sunt păstori ce cu credință pregătiți sunt să înfrunte steaua, secera, ciocanul în acele timpuri crunte. Ce nu-și pleacă fruntea unsă, nu acceptă slugi să fie unei noi puteri ateie ce se împune cu furie. Nu acceptă să trădeze, nu-i în ei înșelăciune, au pe buze adevărul, sunt fideli în misiune. Chiar de-i grea, își poartă crucea cu credință și răbdare, cunoscând că riscă bice, lovituri și închisoare. Pentru ei Hristos e Domnul și au biserica drept mamă. Ancorați sunt în credință și de moarte nu au teamă. Cu curaj vestesc cuvântul și slujesc cu dor altarul, înfruntând orânduirea și urcând cu calm calvarul. Nu-l e frică să nu rupă legăturile cu papa, chiar de-i pândește moartea și pe toți i-așteaptă groapa. Turma lor încredințată nu-l e teamă să opască, conștienți că se cuvine în credință să o întărească. Printre ei azi strălucește vrednicul Anton, păstorul turmei sfinte din Moldova, el fiind învățătorul ciumei roșii ce se întinde, forței care amenință să scufunde barca sfântă și propagă suferință. Nu se lasă frânt de forța suferinței ce-l apasă, ca un brad semeț de muntei într-o noapte viforoasă. Nu-l apleacă, nici nu-l rupe vijelia comunistă, nici teroarea, nici bătaia, nici furtuna ateistă. Viața dânsul o alege pe altar să o depună, de Hristos aibă parte cu martirii împreună. Mișelește pus în lanțuri și târât în închisoare, cu speranța în înviere pentru a lui credință moare. Mor de sete și de foame, cer iertare de păcate. Și-a murit, s-a stins făclia, a plecat. Ce nedreptate! Cruntă moarte, hai, salută-ți, hai, admiră-ți slujitorii, cei au steaua în loc de cruce, care ne ucid păstorii. Trebuie să-l tai de bucurie când priveai Hristos cum moare, dar te-a frânt, rupându-ți lanțul, El, Hristos, a fost mai tare. Ai lovit apoi creștinii, dar zadarnică ți-e truda, căci puțini se tem de tine, căci puțini sunt cum e Iuda. Nu-i știm lui Anton mormântul
Și ce dacă? El trăiește în atâtea inimi bune ce și acum le păstorește. Le învață adevărul. Fericit este poporul căruia Hristos e rege, Dumnezeul și păstorul. El i-a învins pe cei ce moartea i-au dorit-o cu ardoare, nu l-a renegat pe Domnul și de aceea nu mai moare. A primit pe cap cununa sus în cer cu toți martirii, ca sperat având credința în victoria iubirii. Lenin, Stalin, Marx și Engels mai trăiesc prin manuale, iar călăii crucii sfinte au rămas doar nume goale. Dați uitării, intră în umbră, morți sunt cu desăvârșire, nimeni nu-i comemorează, nu le poartă amintire. Dar eroii lui Mesia, ce au murit mărturisindu-l, dăinuie în veșnicie, netrecând cum trece gândul. O biserică întreagă prin ei cinste îi aduce lui Iisus Mântuitorul, mielul răstignit pe cruce. Și Anton, păstorul nostru, mort pe cruce în închisoare, în pământ căzut ca bobul, azi aduce roadă mare. Mii de piepturi îl aclamă ca păstor și ca părinte și prin el i-aduc mărire, încântări treimii sfinte. Mii de inimi astre saltă, căci Anton le e modelul, ce nu și-a trădat maestrul și-a urmat în moarte mielul. Înspre el privesc creștinii și-l aud și azi cum spune, speră, scumpă Românie, vor veni zile mai bune. Noi suntem azi pe altare pâinea albă ce se frânge, răsărită din pământul ce a fost stropit cu sânge. De aceea, cu martirii, cu Anton, cu toți păstorii, să-l mărturisim pe Domnul, înfruntând prigonitorii. Acum îmi revine mie bucuria de a vă prezenta această carte în umbra crucii, care este cel mai recent volum publicat de Departamentul de Cercetare Istorică. Și care este dedicat episcopului Anton Durcovici. Este subintitulat Articole și studii despre viața și activitatea episcopului martir Anton Durcovici. Acest volum este structurat în 5 părți. În prima parte sunt publicate predicile, cuvântările, scrisorile pastorale și circularele pe care preasfințitul Petru Gheorghe le-a dedicat în perioada 1990-2013 ilustrului său predecesor la cârma diecezii romano-catolice de Iași. În mod simbolic, preasfințitul Petru Gheorghe l-a rostit la începutul discursului ținut la consacrarea sa episcopală, 1 mai 1990, cuvintele cu care își încheia cursul vieții episcopul martir Anton Durcovici în anul 1951. Vor veni zile fericite și pentru acest popor român care suferă așa de mult. Preasfințitul Petru Gheorghe l-a dedicat cele două decenii care au trecut de la consacrarea sa episcopală cunoașterii vieții și martirului episcopului Anton Durcovici, inițiind și finalizând cu succes cauza de beatificare acestuia. Peste puțin timp, episcopul Anton Durcovici va fi ridicat la cinstea altarelor, grație eforturilor și tenacității exemplare ale promotorului acestui demers atât de complex, preasfințitul Petru Gheorghe. Partea a doua a volumului conține articole și studii despre viața episcopului Anton Durcovici. O parte a acestora reprezintă cele mai noi rezultate istorice și arhivistice obținute de cercetătorii implicați în recuperarea memoriei istorice a episcopului martir, în timp ce altele au fost publicate inițial în reviste de specialitate în ultimele două decenii. Partea a treia este constituită în totalitate din articole comemorative, privindu-l pe episcopul Anton Durcovici, majoritatea acestora fiind publicate inițial în paginile revistei diecezane Lumina Creștinului. În cadrul acestei secțiuni este găzduit și discursul rostit de înalt preasfințitul dr. Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București, în cadrul simpozionului omagial
120 de ani de la nașterea episcopului martir, dr. Anton Durcovici, care s-a ținut aici la Iași pe 16 mai 2008. Partea a patra conține amintiri ale unor persoane care l-au cunoscut pe episcop, între care se numără monsignorul Vittorio Blasuti, părintele Anton Bishop, părintele Anton Despinescu, domnul Eduard Lizakovski. De asemenea, această secțiune conține evocări ale unor pelerinaje diecezane efectuate după anul 2001 la Sighetul Marmației, relatări ale unor manifestări care au avut loc la Bad Deutsch-Altenburg, un scurt istoric al cauzei de beatificare și altele. În sfârșit, partea a cincea, intitulată Anton Durcovici, Viața în imagini, conține fotografii ale episcopului Anton Durcovici, grupate în funcție de principalele perioade care au jalonat rând pe rând anii de formare ai preotului Anton Durcovici. Cele patru decenii petrecute la București, în calitate de profesor la școlile arhiepiscopale Sfântul Iosif și Sfântul Andrei, profesor, prefect și rector al seminarului arhidiecezan Sfântul Duh, canonic al Catedralei Sfântul Iosif, vicar general al Arhidiecezii Romano-Catolice de București, președinte al Congregației Mariane a Bărbaților, membru al Tribunalului Arhidiecezan, cenzor bisericesc, examinator prosinodal, consultor al Consiliului Școlar Eparhial, duhovnic penitențiar, președinte al Ordinului al III-lea Franciscan și altele. Perioada în care a condus dieceza romano-catolică de Iași, precum și anii persecuției, care au culminat cu sfârșitul său tragic la închisoarea de la Sighetul Marmației. Volumul În umbra crucii este rodul comuniunii de competențe a membrilor departamentului nostru de cercetare istorică, precum și a inimoșilor colaboratori acestuia. Regăsim în cuprinsul cărții numele tuturor cercetătorilor care în ultimele două decenii și-au făcut un ideal de credință din a cerceta și a readuce la lumină aspectele cele mai complexe ale vieții și martirului episcopului de Iași, dr. Anton Durcovici, pe baza unor investigații tenace în arhivele ecleziastice interne și externe, precum și în arhivele fostelor instituții ale represiunii comuniste. A fost o bucurie și o onoare pentru mine să pot coordona un demers atât de important și complex și al cărui rezultat este prezentul volum, ce se dorește și o încununare a muncii de 20 de ani închinate unui singur scop. Readucerea acasă la Iași a adevărului istoric cu privire la eroismul celei mai mediatizate figuri istorice a bisericii noastre locale, episcopul Anton Durcovici. Le mulțumesc cu acest prilej tuturor autorilor pentru modul exemplar și entuziast în care au răspuns chemării de a realiza și oferi publicului larg acest volum de suflet dedicat curajului și suferințe pentru credință ale episcopului martir Anton Durcovici. De asemenea, le mulțumesc și colaboratorilor mei apropiați de la Departamentul de Cercetare Istorică, domnul dr. Dănuț Doboș și părintele profesor Fabian Doboș, care m-au ajutat în redactarea și publicarea acestui volum. De asemenea, și studenților de la seminar, între care amintesc pe părintele diacon Petrică Ciobanu și Iulian Gherghel, care au lucrat la redactarea cărții. Tuturor vă oferim această carte ca să o studiați, să o citiți, pentru că este într-adevăr un omagiu pe care îl aducem episcopului nostru, Anton Durcovici. Și încheiem acest moment cultural-artistic cu un nou cântec și acesta în premieră, Cânt de bucurie, un text compus de părintele diacon Petru Ciobanu, iar muzica compusă de studentul Liviu Focioroș. Thank you.
presimțite în cele voastre, părinți concelebranți, seminariști, iubiți credincioși, cu adevărat un moment de suflet, un moment de bucurie, un moment de împlinire, un moment de chemare, o misiune pentru noi, în umbra crucii, prezentat de preasfințitul nostru erou, martir și fericit Anton. Că le mulțumim tuturora, dar mai ales mulțumim poporului nostru care a știut în această grea perioadă să nu uite de cel care a fost o flacără vie a credinței noastre, care a fost o chemare continuă, mai ales pentru a învinge tot ce este rău, cum a fost și exprimat în aceste imnuri, în aceste cântări și, sigur, și cum este exprimat în această lucrare, la care se vor adăuga altele în acest an, munca atâtor părinți care au studiat, cercetători, lucruri care au fost deja publicate, vor fi reînnoite, republicate și prezentate credincioșilor noștri din dioceză, dar și din întreaga țară și, de ce nu, din întreaga lume. Pentru că imaginea acestui sfânt este cu adevărat strălucitoare, un exemplu viu de mesager al iubirii lui Dumnezeu, al bunului păstor. Ne ridicăm acum în picioare ca un act de preamărire a lui Dumnezeu pentru o rugăciune finală. Apoi primim binecuvântare. Imn de preamărire. Te preamărim, Doamne, Tată, Fiu și Duh Sfânt, pentru că ne-ai copleșit cu darurile tale și ne-ai binecuvântat cu un păstor după inima ta, în persoana episcopului Anton, martir și păstor al poporului încredințat lui. Îți aducem laudă pentru preacurata Fecioară Maria, pentru că a luat sub mantia ei ocrotitoare poporul nostru creștin în anii grei ai prigoanei și ai suferințelor, primind și ascultând rugăciunile slujitorului tău, Anton, și și-a plecat mereu privirea spre noi, apărând familiile și biserica noastră locală. Să aducem mulțumiri pentru Sfântul Iosif, care a fost ales de episcopul Anton să fie alături de Maica Sfântă, ocrotitorul bisericii noastre locale, așa cum a fost ales să fie păzitorul celei mai scumpe comori, Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei Maria. Primește, Părinte Sfânt, imnul nostru de preamărire, pentru că nu ne-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor noștri, ci ne-ai ocrotit cu iubirea ta și cu îndemnul și exemplul vrednicului nostru, păstor Anton, care și-a jertfit viața urmându-L pe Fiul tău, Iisus Hristos. Binecuvântat să fii, Doamne, în veci de veci, că Tu ești bucuria și speranța noastră este în Tine. Fericit este poporul care te are pe tine ca Dumnezeul cel adevărat. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, miluiește-ne. Inima neprăinită a Mariei, Sfinte Iosife, Sfinte Antoane de Padova, fericite Ieremia. Domnul să fie cu voi. Numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, a tuturor sfinților și a Sfântului Anton de Padova,
să vă binecuvânteze pe Voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.